Bine ați revenit! Să auzim întrebările din videoclipul precedent. La macaraua de sus, brațul are secțiunea variabilă. Cu cât ne apropiem de capătul brațului, cu atât acesta se face mai subțire. De asemenea, elementele din care este alcătuit sunt mai groase lângă turn și mai subțiri la capătul brațului. Și prima întrebare este: de ce are brațul această structură de rezistență variabilă? Acum, ca să înțelegeți a doua întrebare, vă rog să observați diferența despre care vorbeam, și anume că la macaraua de jos, brațul are aceeași structură și aceeași secțiune pe toată lungimea lui, ceea ce înseamnă că rezistența lui este și ea aceeași pe toată lungimea, în oricare secțiune a brațului. Iar a doua întrebare este: de ce există această diferență între cele două macarale dacă ele fac același lucru, au cam aceleași dimensiuni și pot lucra cu aproximativ aceleași greutăți? Să începem cu întrebarea: de ce are această macara brațul de rezistență variabilă? Există trei motive, dar unul dintre ele este mai interesant și de fapt la el s-a referit întrebarea. Să începem cu motivele mai evidente, dar mai puțin interesante. Primul motiv. Un braț, o tijă, o bară au întotdeauna greutate. Și de aceea, dacă brațul unei macarale trebuie să țină o greutate în această poziție, solicitarea în secțiunea brațului de deasupra scripetelui este mai mare decât dacă ține greutatea în această poziție. Și asta pentru că, pe lângă greutatea care atârnă, sarcina utilă, secțiunile marcate cu S din desene mai trebuie să țină și greutatea porțiunilor marcate cu galben ale brațului. Iar în cazul de sus, porțiunea de braț este mai lungă, deci mai grea. Al doilea motiv. Cu cât greutatea atârnată este mai departe de turn, cu atât mai solicitat este brațul în apropierea turnului. Aici este vorba despre o mărime fizică numită momentul forței și dacă doriți să cunoașteți aspectele teoretice legate de momentul forței, puteți vedea cursul de mecanică cu titlul Statica. Acolo din minutul 4 vorbesc despre momentul forței, găsiți linkul în descriere. Dar știți foarte bine că, deși putem ține o greutate atârnată de o bară sau o tijă atunci când aceasta este aproape de punctul de fixare a barei sau tijei, nu putem face același lucru pentru orice distanță de la greutatea atârnată până la punctul în care este fixată tija sau bara. Dacă ducem greutatea tot mai departe, la un moment dat bara sau tija se va rupe în apropierea locului în care este fixată. Acolo este solicitarea cea mai mare. Și acesta este al doilea motiv pentru care brațul macaralei trebuie să aibă o rezistență cu atât mai mare cu cât suntem mai aproape de turn. Dar cele două motive despre care am vorbit până acum nu pretind o variație atât de mare a rezistenței cât o vedem în brațul macaralei despre care vorbim. Pentru cele două motive ar fi suficientă o variație a secțiunii brațului atât cât vedeți în această fotografie. Așa că întrebarea noastră devine următoarea. De ce are brațul macaralei din fotografie rezistența variabilă între limite atât de largi? Iar răspunsul este următorul. Macaraua nu poate ridica aceeași greutate la orice distanță de turn. Nu pentru că n-ar putea motorul, ci din alt motiv. Ea poate ridica greutăți foarte mari atunci când ele atârnă aproape de turn, dar cu cât ne îndepărtăm, greutatea maximă pe care o poate ridica macaraua, poate ar fi mai bine să spun pe care are voie să o ridice macaraua, scade. Și cred că dacă am spus asta, acum înțelegeți de ce. Pentru că macaraua se poate răsturna. Iar pericolul de răsturnare este cu atât mai mare cu cât greutatea pe care o ridică este mai departe de turn. Așa că cel de-al treilea motiv, cel mai important, este acela că greutățile pe care le poate ridica macaraua sunt mult mai mari atunci când ea ridică greutăți cu scripetele aproape de turn
decât atunci când scripetele se găsește spre capătul brațului, repet, nu pentru că n-ar putea motorul, ci pentru că s-ar răsturna macaraua dacă ar încerca să ridice aceeași greutate atunci când aceasta atârnă la capătul brațului, cu greutatea pe care o poate ridica atunci când ea atârnă aproape de turn. Așa că n-are rost ca brațul să aibă o rezistență mare spre capătul lui, pentru că oricum macaraua nu poate ridica greutăți mari acolo, deoarece s-ar răsturna. Iar acum a doua întrebare. Dacă tot ce am spus până aici e adevărat, atunci de ce în cazul celeilalte macarale brațul nu are o structură de rezistență variabilă? El are aceeași secțiune pe toată lungimea lui. Pentru că mai există o diferență între cele două macarale pe care intenționat n-am menționat-o, dar am sperat că o veți observa. Și anume, această macara are două cabluri paralele care țin brațul împiedicând încovoierea lui. Le puteți observa în fotografie. În acest caz, greutatea nu este susținută doar de braț, ci și de cablurile fixate de acesta, și de aceea, în cazul acestei macarale, nu este necesară o structură de rezistență variabilă a brațului. Acum, dacă ne gândim la ambele macarale, vine de obicei întrebarea, care e mai bună? Nu mă pricep la macarale, dar dacă există amândouă, cu siguranță există avantaje și dezavantaje pentru fiecare tip. Sper că sunteți nerăbdători să auziți noua întrebare. Pentru azi, încă o întrebare simplă. Poate v-a intrigat titlul videoclipului Rigla minimală, dar veți vedea că este foarte potrivit, deoarece vrem să găsim numărul minim de diviziuni de pe o riglă. Deci vrem o riglă minimală, dar funcțională. Presupuneți că avem o riglă foarte veche din lemn, care are exact 13 cm lungime, de la un capăt la celălalt. Din păcate, toate diviziunile și numerele au fost scrise pe ea cu vopsea și cu timpul s-au șters. Și acum, rigla veche arată așa cum vedeți aici. Dar avem o riglă din plastic, pe care se pot citi diviziunile și lungimile corespunzătoare lor, exprimate în centimetri, o riglă exact așa cum este cea pe care o vedeți. Vrem să trecem pe rigla veche din lemn, măsurând distanțele cu rigla de plastic, câteva diviziuni și distanțele corespunzătoare lor. De pildă, dacă vrem să trecem diviziunea de 7 cm, măsurăm cu rigla de plastic 7 cm de la capătul riglei de lemn, tragem acolo o linie și scriem sub ea 7, așa cum vedeți în desen. Și acum să presupunem că vrem să măsurăm cu rigla din lemn doar distanțe exprimate printr-un număr întreg de centimetri. Întrebarea este următoarea. Care este numărul minim de diviziuni pe care trebuie să le scriem pe ea și care sunt acelea pentru a putea măsura orice lungime de la 1 la 13 cm între două diviziuni ale riglei sau între capetele riglei și o diviziune? Evident, 13 cm se pot măsura folosind toată rigla, folosind lungimea riglei. Deci, atenție, vrem să măsurăm orice lungime între 1 și 13 cm folosind rigla o singură dată, nu măsurând de mai multe ori și adunând lungimile. Pentru orice lungime între 1 și 13 cm, vrem să existe fie două diviziuni, fie o diviziune și un capăt al riglei, între care să avem această lungime. Mulțumesc pentru atenție și aș fi bucuros dacă ați încercat mai mulți dintre cei care urmăriți această serie să răspundeți. Așa cum am spus și cu altă ocazie, cel mai greșit răspuns este cel pe care nu-l dați, deoarece nu vă cere să gândiți. Mulțumesc pentru atenție, pe săptămâna viitoare!